cum se anunță acest derby pe care nu l-am mai avut de foarte mult timp, locul 1 cu locul 2? Da. E derby, indiferent dacă nu eram pe locul 1 sau locul 2 și era locul 5 cu locul 6. Asta e tot. Asta e un meci care ține pentru suporteri o atmosferă senzațională și cred că contează foarte mult pentru ei, în primul rând, și ca jucător. Cred că nici nu-ți mai trebuie nimic ca motivația o iei de la ei. În ceea ce fac, prin ceea ce cum țipă pe stadion și îți dă imboldul de care ai nevoie. Cum se pregătește un astfel de derby de partea cealaltă a baricadei, că până acum ai fost jucător? Da, e diferit, e diferit. La urmă, trebuie să-i faci pe ei să creadă și că sunt buni și motivația, în primul rând. Cred că să fie motivația și trebuie să umblat puțin la inimă. Aici, cred că face diferența în meciurile astea. Cum? Că nu contează talentul, nu contează pe ce loc ești. Absolut deloc. Aici trebuie să intri doar tu, să te focusezi, să fii concentrat 100% și să dai totul. Nu 100%, cred că undeva la 200%. Cum se umblă pe inimă? Cum se umblă? Trebuie să intri profund, trebuie să cooperezi mult, că să ajungi și să simți, să te mănânce pelea, să iasă furnicăturile alea de care le simți. Și probabil le vor simți pentru că va fi atmosfera senzațională și nu cred că vor fi probleme în privința asta. Ți-e mai ușor să transmiți aceste lucruri, având în vedere că ai jucat, ai trecut prin aceste derbiuri? Mă gândesc și la tine, la Filip. Nu știu dacă e mai simplu, pentru că ei sunt diferiți. Și poate percep altfel, că multă lume zic, bă, bine mă, ați fost voi. Și nu mai e. Acum noi, ei sunt diferiți, au alte calități, trebuie să vorbește altfel cu ei. Sunt copii tineri, talentați și cred că motivația le transmite și noi, pentru că, na, fiind foști fotbaliști, dar clar și ei au asta în ei și motivația și o trag și ei de la noi. Presiunea pare a fi mai mare pe Rapid în acest moment? Nu este există. O diferență destul de mare? Nu, să nu se mai pune puncte, nu se mai pune nimic. Când există derbi, ce ți-am zis și mai devreme, nu mai există nimic. Nu mai contează punctele, nu mai contează pe ce loc ești în clasament. Contează doar dorința ca ta să demonstrezi că e derbi și trebuie să câștigi meciul. Pentru suporteri, mai ales. Sunt două tipuri de jucători. Cei care pun presiune și zic e un derby, trebuie să-l câștigăm, și cei care tratează meciul ca pe oricare altul, e un meci de 3 puncte. Mă refer la nivel declarativ. Da, băi, punctele oricum, orice meci e de 3 puncte. Dar derby, într-un derby nu mai contează punctele, părerea mea personală. Acum, pentru mine e un derby care ține aparte, adică câștigi un meci cu Rapid, băi, parcă altfel ești în oraș, alt statut ai. Dau un exemplu când câștigam și mergeam la echipa națională. Parcă era mai înfoiat puțin pe lângă cei de la Rapid sau din Dinamo câștigând, parcă lăsau capul în pământ. Bă, ați câștigat. Ai un pic de respect. Și câștigând derbiurile, capeți mai multă valoare. Dar ce încerci să le transmiți? Răutate sau calmitate în astfel de momente? Răutate ești pozitivă. Nu înseamnă că trebuie să ne batem sau... Nu, e răutatea în sensul bun al cuvântului. Trebuie să fie calm, că oricum... Dar meciurile astea oricum vor fi nervoși, vor fi clinciuri. Pentru că n-ai cum, nu e indiferent cum. E în derby și 100% va ieși scântei. Te-ai temut în vreun moment de acea serie bună pe care a început-o Rapidul în 2024, că nu veți putea ține pasul cu ei? Cum i-ai văzut? Nu, pentru că noi tot timpul ne-am uitat doar la noi. Și le zic tot timpul, noi trebuie să ne vedem doar de jocul nostru și de ceea ce trebuie să facem noi. Având un avans destul de mare, noi, dacă ne câștigăm meciul, nu te mai interesează celelalte echipe. Important e ce faci tu, nu fac ce fac ceilalți. Și asta cred că e cel mai important. Important e să tu să-ți menții ritmul, vor veni și sincope, e normal, dar important e să treci de la meci la meci și să câștigi. Te gândeai că o să aveți această serie incredibilă, aceste rezultate? Te gândeai că veți fi pe primul loc la o distanță atât de mare? Cred că de pe vremea lui Reghe, iar de când cu play-off-ul, asta e cea mai mare diferență de puncte între locul. Nu cred că se gândește nimeni la distanțe. Când începi un campionat, fiind echipe puternice, te gândești, domnule, va fi un campionat echilibrat. Dar lând meci cu meci și fiecare meci în parte, acumulăm puncte, clar, e satisfăcut. Dar meritul este doar al jucătorilor, pentru calitatea care au, din antrenamentele care le fac. Cum se prezintă la antrenamente, așa se prezintă și la meciuri. Și asta de țin să le mulțumesc eu pentru faptul cum se antrenează și este doar meritul lor. Ce jucători îți plac de la Rapid? Ce jucători ți-au atras atenția? Pentru că există câteva nume, cel puțin acolo. Da, eu am declarat și a aplicat Ionițe, care Emer s-a accidentat, dar acum
Mi-a plăcut tot timpul Petrila, jucător român, care tânăr, care îmi place foarte mult. Sunt, au jucători cu calitate, mai ales în, de la mijloc în sus, dar cu experiență, sunt jucători buni. Nu pot să dau unul, formează un grup frumos. Am mai vorbit cu Săbunarul pe la licențe și n-aia. Noi mai discutăm, mai vorbim de una, de alta. Au formează o familie, un grup frumos. Și asta cred că contează cel mai mult. Că e greu să câștigi meciul de unul singur. Într-adevăr, mai sclipește la noi un Coman, un Olaru, dar contează și forța grupului. Că fără ceilalți n-ai cum să ajungi în fața porții sau să primești o pasă, să dai gol. Cum a pornit această relație dintre tine și Săpunaru? A pornit de la licență sau erați de dinainte? Nu, de la echipa națională. De la națională? El cu Herea. Suntem prieteni, nu avem rivalitate, dar glumele-s glume. Și ce glumiți când îl vezi încă pe teren, că își dă viața, că trage echipa, e un motor? Nu, e la întreia, că Herea mai face câte glume și îi mai zice, nu te lași, mă. Nu, mă bucur că e sănătos și duce ritmul. Și, într-adevăr, poate și să fie de-a Dumnezeu să fie sănătos, să se joace până când vrea el. E mai greu pentru tine să fii acum în staful echipei și să nu fii pe teren? Știu da. Că ai dat o declarație nu, la un moment dat. Când ești în staff sau să stai să vezi că nu depinde de tine, nu e că e greu, te macină. Și ca jucător? Ca jucător n-ai. Intri pe teren, îți faci treaba. Dacă sunt meciuri când îți iese, sunt meciuri când nu îți iese. Dar tu știi că dai 100%, asta este. Dar ca jucător intri și îți faci treaba, tu depinzi de antrenor. Zici, faci. Foarte mulți vorbesc despre derbiurile contra Rapidului, că au ceva aparte comparativ cu Dinamo. Poate nu și că au prins acea atmosferă din jurești pe care și tu o știi. Da, nu știu, mie mi se par că amândouă incredibile. Adică eu pentru asta, dacă s-ar putea să fie numai meciuri din astea, doar pentru asta aș juca. Mi se par că nu, îți dau totul. Tu ai o victorie de pus în ramă, ți-ai început cariera de antrenor, putem spune așa. Erai 3-1. Antrenor atunci. Prin conjunctură. Prin conjunctură, dar erai antrenor. Da, n-am ce să... Am avut o lună la dispoziție, da. Deci ai amintiri frumoase din această... Da, a fost un 3-1. Ei, la urma unui jucătorii au intrat și au făcut diferența. Degeaba vorbim, facem, dregem, dacă ei nu intră focusați și nu intră concentrați. Asta e ideea. Aștepți ca și la acest derby să facă diferența unul dintre cei doi jucători în care toți fanii voștri își pun speranțele, Olaru sau Coman, păi sau crezi? Că ei au făcut-o până acum, nu? Și mă gândesc că o vor face în continuare, dar nu numai ei. Ți-am zis și mai devreme, cred că grupul nostru și ei au creat un grup și o familie investiar care nu o creez eu, ei și o fac singuri și cred că asta denotă faptul că ei au realizări prin evoluția celorlalți care îi ajută foarte mult și atunci se văd și realizările lor. Îi simți mai motivați ca niciodată și mai da, maturi? Da. Simți că au depășit acel nivel? Care de 8 ani de zile nu-l avem, da. Pentru că își doresc și ei foarte mult și au ajuns la un nivel care nu mai cedăm așa ușor. Și puncte și nu mai facem greșelile care le-am făcut și asta denotă faptul că au trecut peste momente. Sunt copii tineri și merită felicitați pentru asta. Și sper, din tot sufletul, să ridice trofeul la finalul campionatului. La Coman erau așteptări foarte mari de foarte mult timp. Știi că a avut și acel moment în care s-a vorbit inclusiv despre plecarea lui la Rapid, la tot felul de cluburi. Și iată-l cum a renăscut și cum a și devenit. Este doar meritul lui. Pentru că s-a focusat pe ceea ce îi place cel mai mult și este doar meritul lui și al familiei lui, al apropiaților care l-a ajutat. Este doar meritul lui. Pentru tu ce ai transmis în acele momente grele prin care și tu ai trecut? Toată lumea trece prin momente grele în perioada aia. E, doi, trebuie încurajat, trebuie ridicat. Sunt momente care vezi că nu e nimeni lângă tine atunci. Și parcă toată lumea se distanțează. Nu, atunci ai nevoie de cineva care să-ți spună nu ceda, nu renunța, pentru că face ce îi place. Și mă bucur că el a ales drumul ăsta și n-a cedat și uite că culege roadele acum. Poate mai mult? Adică... Absolut. Nu există. Unde nu vezi? Există. Peste tot. Nu există. Adică nu, la ce calitate și nu numai el. Ei pot mult mai mult. Ei că acum la un nivel mic. Ei pot mult mai mult. Ei trebuie doar să creadă. La Olaru ai contribuit mai mult? Cu discuții, cu nu sfaturi? Nu trebuie să vorbim doar de Olaru și de Coman, pentru că discuții avem cu toți jucătorii. Dar ei sunt fiind special, probabil da. Discutăm, vorbim,
Absolut orice. Nu, dar mă gândesc că cu Olaru ai mai multe în comun. Da, nu știu dacă am mai multe. Dar Olaru, să știi că e un timp mult mai dificil la antrenamente, că nu-i place să pierde. El face pe supăratul tot timpul. E greu să comunici cu Olaru în timpul antrenamentului. Ei, după antrenament, într-adevăr, se schimbă e alt om și atunci poți să vorbești orice cu el. Cine clar, era așa din... Generația noastră? Din generația voastră. Chipșiu, cred. Nu puteai să te înțelegi cu el, că jura tot timpul prin antrenamente, nu-i convenea să piardă. Pleca și el, o lua razna. Da, s-a liniștit. Se anunță o atmosferă incendiară. Mai sunt 2000 de bilete disponibile pentru derby. Varde, Arena Națională, la propriu, la figurat. Nu, va fi un spectacol, probabil. Sunt convins de asta și ne bucurăm. Așa trebuie să jucăm fiecare meci. Dacă s-ar putea ca să atragem atâta lume la stadion și să fie stadionul plin peste tot, cred că e cel mai frumos și atunci și lumea, și suporterii de acasă, și telespectatorii, toată lumea cred că s-ar uita mult, cu mult, mult interes. Cât de mult vă ajută Kirikeș? Zi de zi, prin prezență, prin sfaturi, că toți jucătorii la toate interviurile vorbesc despre Kirikeș și ne ajută foarte mult Kirikeș. Nu, eu aș fi subiectiv să zic acum, pentru că e și finul meu. Nu există termen de comparație. Păi nu, e altceva. E alt om, alt nu, e greu să... Ar trebui să ți-l aduc aici, să vezi cum îți vorbește și atunci îți dai seama că când vorbești cu Kiri, toată lumea lasă capul în pământ. Din respect, pentru ce a făcut el și tot. Adică n-ai, și are numai cuvinte bune pentru toată lumea. Adică nu există un reproș de la el, nu există ceva. Și într-adevăr, ce zice, dacă face un reproș, îl face cu zâmbetul pe buze, vorbește frumos. Adică nu e, și tot timpul vrea mai mult de la fiecare. Și asta cred că îi ajută foarte mult pe ei. Cred că ai fost unul dintre oamenii care l-au și sfătuit în momentul în care a avut acea tentativă de a se lăsa, despre care a vorbit el. E decizia lui. El a decis el și mă bucur pentru asta. Foarte bine, să dea Dumnezeu să fie sănătos și să mai joace încă 3, 5, 6, 10, cât mai dorește el. Uite, spunea Gardoș zilele trecute că dacă nu se mai accidentează până la vară, prinde turneul final. M-aș bucura din tot sufletul. M-aș bucura din tot sufletul pentru că la experiența și la valoarea care oare nu există. Tu îl vezi? Absolut. Și nu numai pe el. Mai mulți de la noi, da, aș vedea, dar nu e decizia mea, e decizia selecționerului care el decide și el își asumă, nu? Cum ți se pare această calificare a naționalei prin prisma băieților pe care i-ai investiar? Pentru că, cu siguranță, îi va ajuta foarte mult o astfel de experiență. Știi prea bine ce înseamnă un turneu final. Și asta zic. Le-am zis și lor, i-am felicitat când s-au calificat. O să vadă ce înseamnă un euro, o să vadă ce atmosferă și ce experiență frumoasă va fi. Și altfel se vor întoarce cu alt vibe și altă forță. Pentru că e diferit total. Da, și vor ajuta pentru viitor. Pentru un transfer, pentru orice. Ți-e groază de acel moment când se vor întoarce de la turneul final și vor avea zeci de oferte? Nu. Pentru că la urmă fiecare își dorește să fie cât mai bine pentru el. Le-am zis tot timpul. Singurul care îmi doresc este să luați campionatul și să plecați, dacă puteți, 10, 12, să vă transferați, pentru că când câștigi un campionat mai jos și la un euro, clar o să-ți vină oferte, dar trebuie să o faci bine la euro. Și atunci clar vor veni oferte și mă bucur pentru că, la urmă, toți muncesc pentru bani, pentru familiile lor. Și sunt convins că fiecare își dorește să aibă un salariu mai bun sau să plece la mai bine. Și mereu îi sfătuiești să aleagă ofertele din Europa? Sau să se gândească mai mult la varianta Europa decât cei mai bine Argentina pentru ei. Sau ce... Cei mai bine, cel mai bine pentru ei. Nu știu, pentru... mă gândesc că poate tu ai un regret în legătură cu chestia asta, poate ți-ai fi dorit... Nu, pentru că n-am niciun regret. Eu la 30 și ceva de ani m-am sunat în Arabia. Și atunci nu e. Dacă eram tânăr, poate la 20, dar eu m-am apucat târziu. Adică pentru mine nu e. Nu trebuie să regrete. Și ei la fel. Dacă vor face o lege și nu vor face bine, nu trebuie să regrete. E la urma urmei, odată în viață îți vine trenul și trebuie să te urci în el. Și atunci, dacă nu, regresi toată viața și nu e bine. Am văzut că s-au mai liniștit lucrurile și cu licența. Te așteaptă și cei de la federație să termini cursurile. Mai am puțin și sper să intru și eu în legalitate și vom vedea. Cum merge treaba și cu învățatul și cu drumurile pe care le faci? Cum a zis toată lumea, e chinuială, că nu poți să le... un pic de alergat, dar la urmă trebuie să le faci. Și mă bucur că am posibilitatea asta și sper să le termin cu bine.
Da, acum te simți așa mai liniștit din punctul ăsta de vedere, că fusese o perioadă în care chiar erai bombardat din toate Da, direcțiile. păi acum nu e. Elias care ne ajută foarte mult și atunci nu mai am stresul ăsta. Eu pot să plec mult mai lejer acum. Și mult mai... Toată lumea, că fiind aici și se vorbește numai de noi, e clar. Ori caută scandal, ori caută ceva lucruri de bine, trebuie să găsească ceva. Dar toată lumea spune că pentru voi ca staff este mult mai greu decât pentru un antrenor care este singur. Clar, clar. Păi, munca nu se împarte. Antrenorul care e singur, dacă te împarți în mai multe, atunci cam sunt responsabil mai mulți și nu prea le convine. Că e ușor să dai vina doar pe antrenor principal, domnule, e vinovat el. Dar nu e așa. Că antrenorul principal pe lângă mai are încă nu știu câți oameni care trebuie să-și facă treaba. Și atunci, eu părerea mea când pierde echipa sau așa, e vinovat tot stafful, nu doar el. Da, el... După foarte mult timp, acum multă lume spune este mâna antrenorilor. Se vede. Știi că până acum era chestia, face patronul echipa, nu, lor le este foarte greu. Și acum, în sfârșit, se vorbește despre munca staffului. Munca staffului se va vedea la final, nu acum. Sau, eu cred că meritul este al jucătorilor. Până atunci vom vedea. Să luăm campionatul, că așa vorbim doar de... Dom'le, se vede că jucăm bine? Nu. Să ridicăm trofeul și după aia putem să vorbim despre orice. Și atunci îți promit că o să zic mai multe. Jucați bine în acest moment? Simți că e ceea ce trebuie? Ei joacă foarte bine. Și pot mai bine să o facă de atât. Că au făcut-o în meciuri, când au făcut-o foarte bine, au lăsat și tempo-ul mai jos. E și normal. Când vezi că ești bine, devii relaxat, devii, te vezi un pic că intri pe călcâi, cum s-a întâmplat la meci cu voluntari, la meci cu Botoșani. Și atunci intervin un pic de relaxare. Și asta aici trebuie să mai lucreze ei puțin. Să intri la fiecare meci 100% și atunci nu vor avea probleme cu nimeni. Spune-mi la final niște amintiri din meciurile cu Rapid, care păi nu, s-au rămas. Pot să-ți mai zic doar un singur meci, 1-0 pe Național Arena, cel mai. Momentul 95, s-a terminat tot acolo. Atmosfera senzațională, ocazii, tot. Ăla a fost, cred că, cel mai frumos moment. Piele de găină? Nu, există. A fost frumos că ai dat și în ultimul minut. Asta a fost aia și atunci parcă bucuria e mult mai mare, te simți mult mai, nu știu, e satisfacția mai mare, nu știu, e ceva de noi, e greu să-ți explic. Dar încă se vede în ochii tăi această senzație. Trebuie să simți. E greu să simți ceva când ești acolo și aia, așa, când ești suport în tribună, bă, te bucuri, dar când ești acolo pe teren și parcă, nu, n-am cum să-ți explic. Ți-ai dorit o astfel de victorie și în derbiul de sâmbătă? Da, noi o să jucăm tot timpul la victorie, adică aș dori pentru ei. În minutul 95. Mori încet, dacă vrei minutul 95, lasă-mă, nu e. Important e să jucăm fotbal, să o facem frumos, să intre, să aibă atitudine, să fie suporterii noștri mulțumiți și atunci pentru mine e totul. Vor fi trei întâlniri cu Rapid, începând cu aceasta. Care ți se pare cea mai importantă dintre cele prima. Trei? Asta. Păi ți-am zis că la un meci cu meci, asta e cel mai... Nu vreau să ne gândim la... Titlul pe masă, ultima etapă, nu? Nu, luăm meci cu ăsta, primul ăsta e cel mai important, după aia vedem cu cine vom juca prima etapă în play-off, iarăși foarte important. Avem destule meciuri. De asta zic, ăsta e cel mai important meci, nu că e derby, că... Mă gândeam că pare principala contracandidată în lupta pentru titlul Rapid. Mai e și CFR, mai e și Craiova, nu, sunt jumătate de spuntele, asta e ideea, nu știu, vom vedea, poate intrăm cu 5, poate intrăm cu 6, poate cu 8, nu știu. Vom vedea și de asta zic că ăsta e cel mai important meci și cred că 3 puncte sunt cel mai important în meciul de sâmbătă. Mulțumesc. Cu drag.